1000 de lei. O lintată. Bă, nu mai agheața, 2 ani. Să-i băgăm pe ăștia mici albi pe-n sosul ăsta. Da. Sos ăsta. Aici e o chestie, uite. Nu! Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Îți cu bună dimineața, Jonuțule! Hey! Îți cu Shelly, magnatul YouTube-ului, Jonuțule! Știți de ce suntem atât de activi? Pentru că afară este soare, am ieșit ca tâmpiți îmbrăcați, eu sunt în tricou cu vestă, Shelly este în training, ne-am și oprit la o vorbă și ce crezi? În două minute am înghețat. Shelly, în primul rând, îți mulțumesc că ai acceptat această provocare. Nu știu în ce mă bag. Dacă provocările lui Shelly, Jonuțule, sunt din ce în ce mai elevate și mai calculate, ale mele rămân la fel de cretine și de handicapate cum v-am învățat pe parcursul anilor. Așa că astăzi, țineți-vă bine, Jonuțule, am să încep cu miza. Avem aici 1000 de lei, Jonuțule. Ăștia sunt 1000 de lei, începe bine. Așa arată 1000 de lei? Da, uite, sigur. Și treaba stă în felul următor. Shelly, astăzi te provoc să mănânci cel mai scârbos hot dog din viața ta. De ce crezi că este cel mai scârbos hot dog din viața ta? Păi și mie îmi plac hot dog-ii, mă. Nu o să-ți plac ăsta de astăzi, fiți atenți. Cel care nu mănâncă hot dog-ul, Jonuțule, pierde 1000 de lei. De ce îl numesc cel mai scârbos hot dog din lume, Jonuțule? Pentru că astăzi, să vă spun ce facem, Jonuțule. Luăm toate sosurile de pe raionul de sosuri, Jonuțule, le punem într-un lighean, trebuie să cumpărăm și un lighean, noroc că suntem la hipermarket. Le amestecăm, băiatul meu, acolo vine. După care eu fac un mezamplas frumos pe hot dog, că mi-e să nu spui tu prea puțin, înțelegi? Așa. Punem așa. Și care mănâncă hot dog-ul a câștigat. Dacă îl mâncăm amândoi, tot. Uns melanjuit cum trebuie. Dacă îl mâncăm amândoi, facem și noi banii cadou cuiva. Îi donăm. Bă, dar de ce îmi dai numai challenge-uri din astea scârboase? Adică challenge-urile mele oricât de extreme, aici tu, că sunt, nu sunt scârboase. Adică... challenge-urile tale sunt de cultură generală. Așa cum eu de fiată când vin la tine mă gândesc: "Doamne, ce mai azi? Istorie, geografie." A, nu sunt doar de cultură generală. Stați un pic să vedeți pe Dorian cocoțat pe o credire de 20 de etaje. E bine, păi stai, să ajungem până acolo, să trăim până acolo, dar da, într-adevăr, Jonuțule, pregătim o nebunie tot pe canalul lui Shelly, o să fim atârnați la etajul 20-30, doar cu niște funii, Jonuțule, nu vă spunem mai mult, dar trebuie să vedeți ce va urma. Hai să nu mai stăm mult de vorbă, Jonuțule, am aici și ultima achiziție nebună. Ai văzut ultima achiziție nebună? Te rugăm. Camera de piept? Da, frate, cât de tare este. Am luat camera de piept pentru că știți cum e în hipermarketurile astea, nu știm dacă vom putea sau nu filma și atunci măcar să avem un sos două când le-am luat de pe raion. Mă duc să pun colierul la gât și montez camera. Ia uite-te, băiatul meu, un pic la mine să te văd aici la camera asta. Barusănească, barusănească. Hai da. Jonuțule, eu nu știu care e faza, dar trebuie să vă spun un lucru. Eu știu că uleiul nu e sos. Ce bă, sos ar fi? Un pic, ai zis sos, mă. Bă, sos fără ulei, mă. Sosul fără ulei e ca bărbatul fără burtă și ca femeia fără țâțe și ca sarea în bucate. Ai luat-o pe ulei, bă, iar. Jonule, te-ai gândit că îți dai seama cum o să aibă bulburuși de aia când amestecăm? Hai, da. Deci, Jonuțule, nimic din ce veți vedea astăzi nu este reclamă, pur și simplu luăm tot ce găsim, sosuri extra iute. Bă, acolo, te-ai luat și tu niște suc, mă, să fii sigur? Maioneză ai luat? Nu, n-am. Maioneză ai luat? Ketchup dulce ai luat tu, da? Piper, băiatule. Ketchup cu piper. Ketchup cu piper? N-am mai pomenit. Ia cu piper. Muștar fin. Asta sună, să mure dacă nu sună. Titlul de piesă Five Gang. Muștar fin cu DJ Master. Sună, sună vers de Gami, mai bine zis, Jonuțule. Bun, stai așa că am văzut ceva și pe spate aici. Teriyaki o dată. Eu iau, tu pui sos wok, soia mai puțin sărată. Haide, mă. Și gata. Așa, hai să mai vedem ce mai avem pe aici, Jonuțule. Ia uite, avem. Bă, bă, cum l-ai ratat pe ăsta, mă? Sos street food, frații mei. Mănânci după jos. Mai adună și tu, mă, mai adună și tu că eu le plătesc. Nu, dar ketchup avem, nu mai lua ketchup. Măi, ești nebun la cap. Ia uite ce e și aici, ia uite. Deci dă-i niște Hellmann's din asta, așa să o punem. Să o aruncăm acolo. Mamă, ce flegmă mai era. Te-a scuipat? Direct în ochi. Doamne, era și asta în recoare. Cum ar fi să avem flegmuța cum sare de pe camera asta? Da, super. Așa, vino cu avinunca că mai avem. Deci, soia am luat. Tu ce ai zis că e de acolo? Ia știu de acolo. Ia din ăsta, uite. Muștar de tecuci, da, e altfel, nu? Ai vrut tu neapărat un muștar de tecuci. Ia, mă, un muștar. Vinam acasă, mă, lipsește. Așa, fii atent aici. Deci, chili, gusturoi. Gusturoi. Și barbecue. Că asta n-avem până acum, da? Bun. Mamă, dar ce bine sună gusturoi. Ia. Ia să mai vedem și pe aici. Maioneze, maioneze avem. Sos tartar. Ia, fratele meu, un tartar. Ceva n-ai găsit și tu mai funny când îl scoatem de acolo. 400 de usturoi. Vreau eu să iau pasta. Eu sunt foarte curios cât o să coste acest scoș, Jonuțule. Cât chiar sunt curios dacă cumperi toate sosurile dintr-un magazin, cât costă. Revenim. Sosuri, sosuri, sosuri. Sosuri, sosuri, sosuri.
Bă, băiatule, n-aveam cum să plecăm fără să vedem asta. Mă, tu știi cine e ăsta, mă? Da, mă, Șelică. Iisus, băga, sărăcia, hot, Cirisos. Bă, tu știi, da, cum e ăsta de picat? Știu, am avut, știu, fix de ăsta, da. Wow, sriracea, Jonuțule. Sărăcia, da. Mai avem curry sos nesărăcie. Am, a, da, să pune, hai, mă, pune și un tabasco la mișto, doar să fie acolo, știi ce zic? Dar n-am mai luat, mă, tabasco. N-am mai luat, mă, tabasco, nu te speria. Avem cheddar, chunky burger. Cheddar, de la Dorian, da, în casa mea. Am luat și unul, mă, 100% românesc, n-aveam cum să nu-l iau. Deci ăsta e americanesc, da? Chunky burger, sos, poți, nu știu ce, da? Cum crezi că se numește ăsta de mâna mea? Ia. Yeah. Kebab! Foarte românesc, știi? Kebab, Jonuțule! Și sosul samurai, dragi prieteni. Deci samurai de la tine și de la mine pentru tine, băiatul meu. Finețe maximă. KFC, sos cu roșii și usturoi, știi? Au făcut și cu roșii și usturoi. Da, acuma. E interesant. Nu e rău, nu e rău. Jonuțule, punem mascota și mergem în căutări mai departe. Eu știu că nu sunt sosuri, dar ești la raionul sosuri. Și am spus totul de la sosuri, da? Deci, în primul rând, n-ai cum să nu iei la muița asta. Da. O ții minte, o știi? Nu? Bă, ce frumos trebuie să fie să fii copil, mă. Ia uite, stai așa că mi se suflă în cască de la corică și pe aici mai mea. Păi ce vrem să punem și condimente? Ia ce ăsta. No, te rog, arată rău de tot. Bază pentru mâncăruri de vită. Deci, imaginează-ți, Helas, cu bază pentru mâncăruri de vită. Stai că mai avem bază pentru mâncăruri de pui. Hai, mă, uite cum arată, frate. Stai că mai avem bază pentru mâncăruri cu legume. Frate, te rog eu. Și stai, last but not least, și cu asta îți promit că încheiem. Bă. Sos cu aromă de lămâie. Uite, știu că așa se numește. Sos cu aromă de lămâie. Nu, deci, dar cu asta lămâie, cu aromă de lămâie. Cu asta încheiem, îți jur. Un singur lucru spun, eu dau 10 milioane, dar trebuie să mănânci toate astea, băiatul. Păi numai că ele toate o să fie băgate în lichian, amestecate și pus pe hotogescu, așa. A, că dacă îi amesteci, mai ok. Mă, gândesc, nu știu. Să luăm crembu și apropo. Luăm și crembu și chifle, dar încheiem cu acest oțet făcut încet, balsamic. Adică el a fost făcut încet. Nu s-a grăbit nimeni. Nu s-a grăbit nimeni, Jonuțule. Gata, cam așa arată coșul cu toate sosurile din raionul sosuri. Jonuțule, mergem să luăm un lichian, o pâinică și un crembu. Trebuie să iei două righeane, că trebuie să ai și unde să vomiți. One eternity later. Îți, Jonuțule, ia cătă-ne în superba casa lui Shelly, bă, te felicit. Arată senzațional și cartierul și tot. Butoane peste butoane, nu mai avem loc de atâtea butoane la Shelly, că este o superbitate, Jonuțule, dar astăzi este cu și despre lucruri scârboase. Pentru că la ce puteam să-l invit eu pe Shelly, îmi tot venea în fața ochilor, Jonuțule, vlogul cum mănâncă sau poartă, ala dintre primele mele vloguri, Jonuțule, și mă gândeam cum ar fi la sfârșit să ne punem lichianul ăsta cu sos pe cap. Dar îl iau ușor pe Shelly, nu-l bruschez încă. Ce am ia acasă, adică... I-am cerut o lingură. Desfacerea tine pe taiga. Bă, ce băiatul meu, cum sunt? Ai uite, se spală foarte ușor. I-am cerut lui Shelly o lingură, Jonuțule, și a fost atât de inspirat încât mi-a adus chiar telul, bă, băiatul, deci vă dați seama cât de șmecher. Înainte de toate, ca să nu cumva să credeți că este vreo vrăjeală, Jonuțule, ăsta este bonul. Toate sosulețele au costat 386,43 de lei, Jonuțule, e greu să citești pe deasupra. Eu zic să nu ne mai întindem prea mult cu vorba, în ăsta preparăm situația, în ăsta mai micu vomit eu, în ăsta mai mare vomită Shelly. Avem bani, Jonuțule. Decât să vomităm. Decât să vomităm, hai mai bine un cântec vesel să cântăm. Decât să vomităm. Vomităm 2000 de lei, Jonuțule. Ce ai și tu? Am zis că îmi dai vreun revolut ceva la sfârșit. Bagă acolo, aruncă-mă tot ce ai și numărăm la sfârșit. Olin, tată, s-a strigat Olin și nu mai stăm pe gânduri. Hai să începem să mixăm situație. Bagă și tu, băiatul meu, că o să avem de... Uite pe asta cu mine. Bă, frate, pune mai puțin, uite ce ai făcut. Păi da, punem să fie, mă, pentru că trebuie să fie un amestec. Ia vedeți cum vine rămâia asta, cum deranjează. Păi așa să-ți dea, fratele tău, cu niște teriyaki aici, să fie bine. Nu putem, mă, să le scoatem oare astea sau punem așa? Pasta de usturoi. Bosule, știi cum scria pe oțetul ăla că ai făcut încet? Am auzit o chestie, ci că dacă vrei să amesteci să iasă ceva bun, amesteci încet, nu te grăbești. Deci mi se face pirea de gână. Să știi că ideea lui Cori nu e a mea, bosule, mi-a zis zilele trecute, ci că, bă, ce bine ne-au mers alea în care îmi combinam lucruri. Știi că la un moment dat am pus într-o găleată vreo 50 de sucuri. Am cumpărat toate sucurile și la sfârșit am băut, dar trebuie să recunosc că la sucuri nu era așa rău. Mai vine și asta chili cu piper și la gata. Ne-am ars. A, uite, mă fac așa. Mamă, mă ia gheața, Doriane. Te-am zis eu că trebuie să fii lângă chiuvetă, Jonuțule, știam eu ce știam. Doamne, Dumnezeule, ce miros. Eu nu cred, mă, că vreo unul dintre noi o să poată. Uite, mi se face pielea de găină în continuu. Eu nu cred că vreo unul o să poată să mănânce. Mi se face găina de piele. O, se face găina de piele. Uite așa, mă. Ei? Nu, frate, nu, lasă-mă. Ba da, să fie, păi, dar sosul nostru nu are culoarea roșu. Tu nu te uiți și tu la șef la cuțite la astea? Trebuie să ai, tata, uite, uite, uite ce frumos am colorat. Stai, Cori, dacă tot să nu dărâm tabasco ăsta, dacă tot ai dus spre el, hai să facem treaba. Mamă, dar a început să pută rău. Oh, căzut ăsta acolo. Cum îl iau? Tu amestești, Dorian. Uite care e textura. Hai, vino cu uleiul, haide. Uite-te, bă, că vrea la sosul nostru. Uite-te că l-a vrea la sosul, vezi că s-a dus la sos? Nu e bine.
Zic că nu e bine. Te crezi, Jogă, nu-i bine, ești nebun, Cheluță e în mașină, dar nu că n-aș fi lăsat eu în mașină, Jonuțule, ci pentru că ne-am gândit că n-ar fi o răfuială tocmai normală între cei doi pisici total albi al lui Șelică și Cheluța al nostru negru și în cerul gurii, nu numai pe plană. Da, fi tu mai optă corectă. Da, egal, egal. Mamă, stai să spăl ăsta, bosule, că n-avem cum, ești nebun. No! M-am luat cu ochii la pisică și am turnat jumate din oțetul ăsta acolo. Uite-te cum arată, Jonuțule. Băi, am venit tu să te duci mai așa un pic, mai la canal un pic, ia. Fai de mine cum put ăsta, nu pot să stai lângă el, mă. Bă, dar păi mai e cam luat prea multe sos la fel, adică uite câte ketchup am luat. Păi, dar nu sunt la fel, că unul e ketchup dulce, unul e ketchup picant, unul este... Bă, deci mai ia, uite, uite, să uite-te la, la chunky burger ăsta, uite. Uite, zici că efectiv e Cheluțul când mănâncă ceva ce nu-i priește, uite. Să rămână, mă, că ai risești, lasă vrăjeala, dă-te, vrei să-ți trimite echipa de curățenie, acum uite ce-am găsit el. Dar de ce nu mai pui sosuri? Te-a luat puțin cu greață, oare? Am luat cu uți un pic, că vine o mireasmă. E un damp de oțet, recunoști? Haide, haide, fă treaba acolo. Nu, nu mai pot, Dorian, psihic. Fă treaba băiatul meu, că mă agăți la etajul 20, mâine, pui mâine, ești nebun la cap. Bă, eu te pun să guști o chestie, la sol. Eu pot să fac orice, frate, dar nu pot cu chestii scârboase. Ia uite-l pe la omul, ca să ești la invățat să mă duce de pe la gaz. Bă, civiliza, frumos, îmi place. Așa, da. Vai, știi la ce m-am gândit acum, nu? Cum ar fi să-i băgăm pe ăștia mici albi pe-n sosul ăsta? Da, sigur. Îți dai seama ce culoare are și Jonuțule. Ce e ăsta, mă? Sos ăsta, bă, ce v-ați să ia? Sos tartar, Jonuțule, hai cu sosul tartar. Deci, cred că m-a uită pisica, dacă... Nu, ăsta e în stare să mănânc ceva, ascultă, după mine. Așa, hai că mai avem puțin, Jonuțule, ia uite. Stai așa, deci, pune tu sriracea. Ăsta te-ai pus puțin, ca ai fă moi. Să-i dea, am pus eu jumătate de tub de tub. Am pus jumătate de tub de tabasco, Jonuțule, la ce te mai chinui să pui puțin sriracea? Ia uite cum arată ăsta, zici că scoți mici. Zici că am mâncat chiloții și bagă. Cu o ultimă energie, vă rugăm frumos să vă uitați ce avem în acest super bol, să-i spunem așa. Ia. Ai face o baie? Bă, stai mă să nu scăpești de pula. Acum haideți să vă arătăm un pic despre ce este vorba, pentru că conform cozonacului trebuie să pui și mâna să-ți placă ce faci, da? Adică, vedeți ce spun, da? Aici e o chestie, uite, mai amesteci, mai frămânți. Despre asta este vorba, Jonuțule. Reveriu cu hot dogi pregătiți. Deci fiți atenți, fraților, cu transparență totală. N-am vrut să punem sosul de dinainte ca să vedeți că treburile sunt făcute în fața voastră. Ăsta este super ăsta, da? Stai și acum, pe rând, se umple precum... Nu, frate, tu stai... Gata, ăsta e gata, ăsta e al meu. Dacă vreți, îl dau ție pe ăsta. Dacă ți s-a părut că am pus, mai. Nu, că tu joci corect, poema nu era corect. Păi, eu joc corect. Stai să spun și ție, tu ai zis că vrei cu bucățele, nu? Nu! Doamne, ferește. Aia atât, dacă nu, n-are sens să pui tot, că o gură. Păi nu ți-am pus ca la mine, mă. Uite, deci fiți atent. Dăm ăsta la o parte și vă rugăm frumos să jurizați. Da, stai așa, mă, să arăt totul la gunoi, că nu-i de joacă. Ligheanul în care va vomita Shelly, dacă va vomita, ăsta este ăla în care voi vomita eu. Aici avem doi crembuși pe care vă rugăm frumos să-i votați, să spuneți dacă vi se pare ceva imparțial, că imediat schimbăm. Uite, parcă mi se pare că a curs mai mult la Shelly, ăla. Ai fost nesimțit. Ia-l mă tu pe ăsta. Eu acum văd. Ia-l mă tu pe ăsta. Uite în fața camerei. Stai un pic să duc ăsta pe balcon, că într-adevăr e foarte greu să respiri lângă el. Vrei să nu-i vezi. Pute, Doamne Dumnezeule, mare. Și suntem gata, nu? Am creat un monstru. Deci fii atent. Tot? Ce tot? Tot? Ca să nu pierzi bani. Nu, e ok. Norocul tău că ți-am pus o... Norocul tău că ți-am pus o chestie. Gest, deci fii atent. Tu nu apreciezi lucru important. Eu, în caz de pierdere, ți-am pus o chestie frumoasă, o cauză nobilă. Putem dona banii. Dacă spuneam în cazul în care nu-l mănânci, să bei un pahar. Să bea un pahar de apă. Nu, de de asta. Apropo, nu vei un pahar de apă aici? Să aducem apă? Nu, pentru că la... Să celebru scoate pe de aici, n-avai voie cu apă. Îl vezi pe asta? Hai, vrei să facem în același timp sau tu pui? Amândoi, hai. 3, 2, 1 și... Nu cred că stâng în viață. Nu se face prea de găină, e bun, e nebun. Ei, să nu exagerăm. Vorba mie. Tot băiatul meu, da? Nu mă tot, eu nu am trămân pe tot. Am doar am constatat că nu e așa rău. Adică o gură mai au. Nu pot să văd cum ghite. Vine să... Așa numai când te văd cum mănânci, că tu și mănânci. Așa face și cheuțul de fiecare cum mă vede. Ai cuvânt. Fii sunetele astea. Ai cuvânt, mă, dorare, că la sfârșit te-am și farfuria. Uite, cu pâinica asta. Uite cum mănâncă, că avea bibuța. Te așa să știu, după ce joc. Vrei să fii motivat? Bă, știi ce am realizat eu acum, Dorian? Că tu vei mânca pe toți, da? Ceea ce înseamnă că eu tot pierd banii. Da. Nu mă mai chinui, nu mă mai chinui, mă, că eu tot pierd banii. Dacă eu mănânc pe toți sau nu, tot pierd banii. Ți-i dau ție și sunt convins că tu îi vei dona către o cauză. Ai cuvântul meu de onoare că fac o treabă frumoasă cu ei. Dar e o chestie pentru mine, frate, să mănânc tot ăsta. Că am mâncat în Asia Express wow cu rățușcă în el. Avea geruțe, cap și picioare. E șocant cum dracu am făcut abominația aia și... Să pută în halul ăla să nu fie așa rău. Și nu e așa rău, adică, na.
Dacă aș cumpăra asta de la un magazin, n-aș mai cumpăra o a doua oară, dar nici n-aș suna la protecția consumatorului. Da, 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 exact, aș pus-o-i bun, da. Da, ok, hai că ce-i mustică. Am suportat, mă, da, ce-i mustică. Dionuțele, fratele vostru m-a povestit un lucru, în această farfurie, nu veți mai găsi nimic până la sfârșit și da, din când în când mai suntem nebuni, Dionuțule. Dar tocmai asta ne face să vă facem pe voi să râdeți și să zâmbiți și să vă simțiți bine. Fiți atenți la mine acum, repede, cum termin, după care cu outro și mulțumim lui Shelly pentru această ieșire. Nici că puteai să despii mai bine. Nu mai face plângere la OPC, dar nici nu te-ai întoarce după el. Da, n-aș mai suna a doua oară să comand. Cred că ai nimerit în ce dai bă, care ai pus. Doamne Dumnezeule. Dai bine, mai vin aici, hai bine. Nici ea nu e sigură, dacă de obicei era mai pofticioasă, dar... Dacă nici pisica n-a venit, Jonuțule, am terminat challenge-ul. Cu siguranță o să facem o faptă frumoasă cu acești 2000 de lei pe care i-am pus la bătaie, Jonuțule. Uite, așa se duce și ultima bucățică și până la urmă, da. Nu uitați să subscribe, Dorian Popa. Shelly, să prindeți coțopelul, să fiți acolo întotdeauna, pentru că noi suntem acolo spre a face zile mai frumoase și a face necazii cu un zâmbețel în costul Guriței. Nu uitați să spară pe Instagram. Tony Leves, Shelly, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa. Like pe ce m-a văzut în Facebook și de asemenea. Nu uitați că în curând Dorian Cățărat pe Credit pe canalul meu, cel mai nebun vlog, urmează. Stați geană, dați subscribe acolo. Și țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț întotdeauna. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirabolante! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.